Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni plin la un episod din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Frazul, astăzi revenim cu un nou episod de Overwatch și da, știu, n-am mai postat de foarte mult timp Overwatch pentru că, frate, în ultimul timp am postat tot felul de moduri de joc, uite cum este aici Wargame și am văzut că vă plac mai mult, dar dacă bineînțeles vreți să apară cât mai multe clipuri de Overwatch, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem și noi acolo foarte, foarte multe like-uri și dacă strângem peste, nu știu, 1000 de like-uri la acest episod, deci, frazul, dacă strângem peste 1000 de like-uri la acest episod, o să continuăm să mai postăm clipuri de Overwatch, să vedem și noi dacă tipii ăștia au codul sau nu. Ia uite, primul meci o să fie pe cash. Îmi place foarte mult că nu este de-al doi, frate. Adică, un mare plus pentru artă. Suspectul are 7-0. Ok, bun. Are un scor foarte bun. Ori este ceva rank mare, ori este cel mai norocos om de pe pământ, ori este codat. Că nu, trebuie să fie și codatul acolo. Trebuie să fie și codații prezenți pe aici, nu? Am văzut pe tipul ăla de primul, deși n-a reacționat. A pus lama. Ok, o să-l las momentan așa. Deci foarte mulți dintre voi mi-a spus, frate, să-l las așa frumos, easy, fără viteză. Ia-l vedem. Trage la calls. Păi nu știe acolo în stânga, atenție. I-a dat capul ăstea. L-a omorât și pe tipul ăsta. Ok, deci nu știa în stânga, ați văzut și voi chiar nu l-a știut. Ăla a apărut în față cum a venit. Mamă, dar gen omul încearcă să dea tap-ul, să tragă numai la cap. Este unul în spatele lui. I-a dat cap și ăstea. Bă, frate, parcă, nu știu, parcă joacă prea bine, dar parcă n-are coduri, gen, știi? Adică, nu știu, tot ce a făcut până acum a fost super, super legit. Nu a dat niște capete, vai, domnule, senzațional. În plus, simplu, a pus sinta unde trebuia și a tras. Dar acum ideea este că, nu știu, poate a tras cu ajutor. Poate are ceva, te-l ajută să tragă. Omul nu ratează, frate. Uite, aici a ratat foarte mult și aici la fel. Deși la nimeni, uite, mai are jumătate de viață, dalmațiană ăla. Și ce a dat cap? Mamă, frate, zici că omul ar ști. La perfecție. Nu știu, e ceva ciudat cu tipul ăsta. Ia să ne știe că este un site? Adică, mă rog, oricum trebuie să verifici site-ul. Orice ar fi aici. Hai să vedem ce se întâmplă. Sunt foarte, foarte curios. Dă un smoke acolo city, mi se pare normal. Și acum intri și te uiți pe site. Oh, l-auzit. Frate, l-auzit ce face. Și l-a omorât. Eu nu înțeleg ce făcea ăsta de pe site, frate. Adică a văzut că smoke-ul a venit de acolo. Deci, de ce pui mei n-a reacționat? Ok, azi dăm puțin de speed up. Încă unul de 6-0 pentru teroriști. Mamă, săraci CT, mi-e milă de ei. Deci chiar mi-e milă de CTI la faza asta. Este unul sandbags, îl vedeți, uite ăsta de acolo. Era, uite ăsta de aici, este sandbags. Iar și-a dat capăsat, deși mai are 2 HP. Eu aș fi trecut prin smoke acolo, să iau prin surprindere pe număr 2, uite de aici. Care urmează să vină. L-aș fi așteptat acolo, plantează bomba, tot așa cu 2 HP. LOL. Frate, voi ați văzut cum s-a dus glonțul la faza asta? Deci s-a dus teleghidat pe cap, ești nebun? Deci, lol, nu se lăsa, s-a fost ciudat. Deci glonțul la faza asta i s-a dus teleghidat pe cap. Lol, eu am crezut că e la nimeni. Deci a tras foarte pe lângă și am crezut că glonțul ăla a fost al lui, dar nu a fost al tipului cu AP. Nu știu, faza asta a fost foarte ciudată. Adică, cred că ați văzut și voi că până acum am spus, bă, frate, domne, tipul ăsta n-are coduri, joacă ok, pui mie toate cele astea și o să opresc și volumul Facebook-ului, dar, serios, faza asta chiar a fost foarte ciudată. Sunt ce... Hai să vedem, are 15-0. Prietenul nostru are 15-0. Înțeleg că e jucător bun, dar totuși, frate. Iar și-a dat cap. Aici, să zicem, mi-a apărut tipul ăla în față, genial. A legat cu pe 90 și ăsta avea fiind acolo. Și aici și-a luat bătaie. Deși la fel a văzut unde a tras. Deci fix pe cap a tras. Bă, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic cu tipul ăsta. Aici la fel și-a luat bătaie. Sincer, până acum eu m-aș îndrepta mai mult înspre partea de nu are coduri și joacă bine. Adică, frate, n-a fost nicio fază clară, adică nu pot să-i dau categorii report pentru aim hack sau olei, pentru că n-a fost nicio fază clară. Nu sunt convins că are coduri, deși a avut două faze acolo suspecte, dar eu m-aș înclina mai mult înspre, bă, e curat, știi? Să uite, Heaven, deși urmează să apară unul, uite, foarte... La fel, era foarte atent, zici că ar fi știut că urmează să apară unul. Iar a dat cap și ăstea. Lol, bă, frate, joacă decent. Ok, a ratat. A nimerit pe al lui. I-a dat iarăși cap. Bă, joacă bine. Au, mai are 19 HP. Îl joacă foarte frumos pe tipul ăsta. Și iarăși a dat cap. Frate, nu știu, deci e ciudat. E ciudat, rău omul. Și a dat cap și ăstea. Ace, numai cap, cu Deagle și APP.
Băi, ce faci cu tipul ăsta? Nici nu știu ce verdict să dau. Deci, sincer, vă spun, nu știu ce verdict să dau pentru că... E ciudat. Nu știu, voi ce spuneți? Ia scrieți și voi acolo jos în comentarii ce părere aveți de tipul ăsta. Eu zic și că e curat, dar parcă e ceva ciudat la el și parcă trage prea bine numai la cap. Deci trebuie să vedem. Iar așa a pus deagle-ul. S-ar putea să aibă ceva. Să știe unde se uită. Uite, acum nu este nimeni în site, deși el este foarte atent acolo. Se uită foarte atent în site și acum... Ok... Liber site-ul, plantează bomba. Bă, a verificat site-ul. Ce-i drept, a verificat site-ul. I-a făcut sinta urât, aici ceva te fac. Aruncă grenade acolo, deși nu este nimeni. Îi dă și flash și acum te uiți heaven. Eu cel puțin asta aș face. Ok, l-a omorât pe ăsta. Bă, nu cred că are, sincer. Adică, uite, faza asta iarăși a dovedit, frate, că omul... Ori nu are wall hack-ul, îl ascunde extrem de bine. Dar uite, frate, când vine cu faze de astea de dă tap-uri cu digger-ul, nu știu ce să mai zic. Nu știu ce să mai fac. Deci până acum, frate, am înțeles. E ok, wall hack nu pare că are, dar frate, v-a zis ce tap-uri dă cu digger-ul? Dă-te în sparac de aici. Nu pot să cred așa ceva. Deci nu știu, nu, e prea de tot. Deci am murit doi cu echipieri, dar e lui. Sunt 3 contra 5 acum. Haideți să vedem ce o să facă. Așteptă cu AVP-ul. Nu pușa, de ce? Și fix acum când a pușat, mamă, ce timing. Fix acum când a pușat. Loși, l-am urmărat. I-a dat cap cu deagle-ul. Eu cred că are ceva. Eu cred că are un mic trigger. Bă, boss, n-ai cum. Deci toate... Omul nu ratează cu deagle-ul absolut deloc, v-ați văzut. Deci eu cred că tipul ăsta are un fel de trigger, ceva. Hai să vedem dacă mai dă un deagle. E clară situația. Fix așa, tap în cap. N-arată deloc cu deagle-ul, nu? Deci până acum, frate, așaturile astea evidente n-arată deloc cu deagle-ul. Hai să vedem ce joacă om. Hai să vedem cum se pregătește, cum se ține. Știe că este unul în dreapta, aruncă smoke-ul grenade. Știe că vine și tipul ăla din city. I-a dat cap. Ia. A ratat un deagle. LOL. Du-te, mă. Eu zic că are. Eu zic că are un trigger și îl activează pe buton când e cazul. Serios. De wallhack nu cred. Wallhack chiar nu cred. Dar eu zic că are un silent aim pe acolo, un trigger. Cred că și voi sunteți de acord, frate. Numai cap dă cu deagle-ul. Și numai când trebuie. Adică, înțelegeți voi. Eu zic aim hack, da. Și dau Sami verdict și haideți să trecem și la următorul meci. Băi, fraților, trebuie să apreciem foarte, foarte mult faptul că nu a picat deloc de azi doi. Acum ne vom uita la un meci pe Mirage, iar suspectul nostru are 30 cop. Frate, de ce dau numai de dăștia, mă jur? Deci sunt destul de convins că și tipul ăsta este foarte, foarte ciudat și că probabil într-un final o să ne dăm seama că și el are ceva coduri, cum a fost și tipul de mai devreme. Ați vedea, am aruncat o grenadă acolo, carry, turnul pe site, i-am urât pe amândoi, easy, cum să fie mai ușor de atât. Oricum, aici, ok, arunca grenada aia, fix cara de ce să o arunce, pentru că probabil o fi dat report cu echipierul. Bomba este na. Văd că de-abia acum a intrat pe site, plantează bomba și a rămas 1 contra 2. S-a urcat palat. Îl știe pe tipul ăla la palat, știe că nu o să se arate. Adică, frate, te duci palat și aștept să dea unul defuse și nu te arăți, știi? L-a omorât pe ăla și știi și pe ăsta palat. Lol, dar uite, nu se uită de parcă ar ști că n-apare acum? Și știe că apare fix acum? Lol. Ce vrea să facă? Hai să vedem. Sunt curios cum joacă. Trage! A, și-a pierdut runda. Bă, măcar a încercat. Și a și murit aici, nu înțeleg de ce n-a dat save, de ce n-a salvat arma. Când oricum avea mult mai puține șanse. Să vedem, deagle! Deagle Meister! Oh! Lol, cum îi face ținta, v-ați văzut? Lol, ați văzut cum îi vibrează așa ținta? Uite, acum nu-i mai vibrează, lol? Deci, omul, cred că și ăsta are un trigger. LOL, cred că și ăsta are un mare trigger, frate. Deci, v-ați văzut în primele 3 kill-uri? Deci în primele 3 kill-uri făcea așa ținta, v-ați văzut? Și după alea 3 kill-uri, la ăla din palo nu i-a făcut deloc. Omul pur și simplu trăgea pe lângă și nu se întâmpla nimic. Gen, omul trăgea stând pe loc și măcar nu muta ținta. Ăla e un semn, cred că s-a obișnuit cu aim hack-ul, gen să-i mute automat ținta și nu mai știa el să mute ținta sau ceva. Părerea mea, nu știu. Hai să vedem aici ce o să facă. Sunt mult. Ia uite, LOL! Cum îi vibrează ținta, dă-te, doamne, ce codat. Opa, opa, ce ai făcut, verișoare? Ok, și aia sunt deja în B. Ia uite, fix. A, mă, serios? LOL, cum îi face ținta, dă-te în morții tăi de codat. Am înțeles situațiunea. Ăla... Hai că poate îi dădea aici cap, că îi dădeam și de grif. Aruncă flash, aruncă nebunii și a luat-o în cap de la echipier. Foarte bine. Deci respect pentru cel care a omorât codatul până la urmă, nu? A ratat botul. LOL. Și aici n-a mai tras. Deci dacă trăgea, sunt convins că-l omora și pe tipul ăla.
Oblada 12, haideți că iar și-a luat Deagle. Și pun pariu că la început primele kill-uri o să fie triggered. Deci pun pariu că primele kill-uri o să fie triggered. Hai să vedem aici. Eu l-a luat altul. Hai mă. Ia. Uite că n-a fost trigger. Deci acum nu, a fost perfect, perfectly normal. Dacă pot spune așa, a fost perfect normal acum la faza asta. Iar și-a tras ca un paralizat. Opa. Ați văzut step-ul? A intrat în A? LOL! Ați văzut? Când era în spatele cutiei aici, că s-a pus ținta pe capul lui prin cutie. LOL! Am înțeles, acum aș bate joc de celălalt. Când omul clar este un codat. Doamne frate, deci ce urăsc eu codații ăștia, îi urăsc din tot sufletul. Sper să moară, n-am nimic cu el, sper să moară vorba acolo. A luat tech-ul. Mai dăm tot așa speed up, că deja verdictul îl știți și voi. Verdictul meu categoric îl știți și voi. Ia uite-l. Uite cum îi face simta. Păi dă-te-n morți, te-ai decodat. Unul contra trei a rămas. Mamă, mamă, băi, ați văzut unde era ăla? Eu am apucat să văd așa rapid. Aia a dat tap. Tap, fiți la antenă. Tap. N-a fost tap. Tap. N-a fost tap. Iar n-a fost tap. Au fost ambele pe lângă cap. Flashbang. Păi da, l-am văzut pe ăla care a intrat deja. LOL. Uite frate, exact ce ziceam. Deci nu nimerește prima dată după instant cap. Știi? Sunt doi acolo, LOL. Cred că o să moară. Iarăși a vibrat ținta. LOL. Doamne, se dă de gol singur. Deci frate, când se activează, iarăși activarea ceva pe buton. Adică pui mie, dacă spui activarea pe mouse, nu trebuie să mai apeși nimic altceva decât butonul de pe mouse, cum ar veni, și este foarte, foarte ușor. Dar repet, urăsc codații, nu folosiți codul, fraților, nu folosiți codul. Ce? LOL. Dă-te morții tăi de codat direct, wallhack și aimhack și papa din CSGO, fraiere. Îi dăm aici să amintim verdict, fraților, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângeți și acolo foarte, foarte multe like-uri. Eu am fost Andrei și ne-am zis data viitoare. Ceau, bă, pa!